Incendiile controlate de miriște au făcut prima victimă. Florea Barbălată din Brastavăsu a decis să incendieze vegetația uscată după un teren agricol. Fumul, dar și vârsta înaintată a olteanului l-au adus la un pas de moarte. Șansa brastavicianului a fost că l-a zărit un cosătean care a alertat autoritățile și l-au scos din flăcări până la sosirea pompierilor. Brastavicianul a suferit mai multe arsuri, fiind necesară transportarea lui la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Garda de intervenție Vișina, din cadrul detașamentului de pompieri Caracal, a fost solicitată să intervină pentru acordarea primului ajutor unui bărbat în vârstă de 70 de ani din localitatea Brastavățu, care a încercat să dea foc cerealelor pe o miriște și a suferit intoxicații și arsuri pe față și pe membrele superioare. Pe lângă arsurile suferite, acesta s-a ales și cu un dosar penal pentru incendierea unei miriști fără deținerea unui permis de lucru cu focul. Odată cu începerea campaniei de recoltare a păiaselor, a crescut numărul de incendieri de miriști. Este important ca fiecare să înțeleagă că prin faptele nesăbuite pot pune în pericol populația și bunurile altor cetățeni. Noi am făcut o acțiune de informare preventivă a tuturor agenților agricoli înaintea începerii campaniei agricole, prin care le-am stabilit reguli și măsuri de prevenție, le-am comunicat că arderea vegetației uscate a miriștilor este interzisă, doar în condițiile în care se constată dăunători prin care trebuie să se ardă controlat, atunci vor avea voie cu permis de lucru cu foc să dea foc terenurilor agricole. În rest, acest aspect este interzis. Cei care își incendiază terenurile după recoltare riscă să scoată din buzunar sume ce pornesc de la 100 de lei, reprezentând cea mai mică amendă și pot ajunge până la 2500 de lei, iar acestea nu sunt singurele sancțiuni. Pentru fermierii care ard miriștile sunt sancțiuni extrem de dure, conform regulamentului Comisiei Europene. Din punct de vedere al APIA, sancțiunile pot merge până la excluderea parcelei respective de la plată și sancțiuni de 20% din restul terenului. Deci vor primi cu 20% mai puțin bani pe suprafața declarată. Pompierii avertizează că numărul incendiilor necontrolate de vegetație este în creștere, iar cele mai multe localități unde fermierii și-au incendiat terenurile sunt în sudul județului.